Sau și eu am găsit la DLC-ul din The Last of Us. După cum v-am zis, povestea principală s-a terminat, dar începe acum povestea lui Ellie. Și ăsta e loading screen-ul, așteptăm să se încarce. Dar trebuie să fie destul de interesant, pentru că povestea principală a fost foarte interesantă, așa că cred că și asta va fi super tare. Uite, și are legătură cu povestea principală. Chiar e tare. Aoleu, iarăși faza aia. Acum vedem ce s-a întâmplat. Practic ne aduce aminte. Ok. Aici el cade de pe cal. Și aici pur și simplu se încheie și noi nu mai vedem și... Da, și jocul trece mai departe. Iar acest DLC ar trebui să lege bucata asta împreună cu povestea lui Ellie originală, înainte să-l cunoască pe Joel. Asta nu, eu sincer chiar sunt curios. Se prietene de ei. It landed on my hip. What the hell? I thought I was bitten. I know. It was kind of awesome. Deci aici încă nu a fost mușcată. You're not gonna kill me, are you? Dar era pregătită, ați văzut? I haven't seen you, and I don't even know how long. 45 days. Well, nu s-a mai văzut de 45 de zile. Wanna know what I've been up to? All this time, și a crezut că a murit. Yeah. Se face că nici nu prea poți să știi dacă a murit sau nu un prieten de-al tău. Nu ai telefoane, nu ai nimic de genul. No way. Still no roommate? I had to sleep under Liz for 3 years and you know how bad that girl smelled. Ah, de la Firefly. You're a Firefly. S-a băgat și ea cu Fireflies. O poză cu ele două. Cred că e cea mai bună prietena ei sau ceva. What are you doing? I'm making sure I don't get caught with a firefly in my room. Relax. There are no soldiers on the entire floor. Here, congrats. Hey. Are we cool? Are we cool? I disappeared and you're mad. And I owe you an explanation. Deci a dispărut, s-a dus să se facă Firefly. Let's get out of here and I'll tell you. Și nu i-a spus nimic ei. Nu i-a spus nimic lui Ellie. And I have military drills. You know, where we learn how to kill fireflies. Put some pants on and let's go. Și încă mai era într-un oraș de ăsta apărat de armată. Come on. When have we ever gotten into trouble? Okay. Come on, give me something. Fuck! Oh, here we go. Uite, și asta e ce s-a întâmplat când era Joel pe moarte. Și vedem și asta. Holy shit, uitați-vă ce gaur. Uite cum curge sângele. Mamă. Deci l-a băgat prima dată aici și a pus un bandaj. Bine, un bandaj improvizat de ea ceva. Oricum nu uitați, dacă vă place acest DLC și vreți să continuăm cu episoade, nu uitați să apăsați butonul de like în fiecare seară, ca de obicei. Uite și căluțul. Săracul căluț a murit. Dar a murit pentru o cauză nobilă. Deci prima dată nu l-a pus într-o casă, l-a pus într-un magazin ceva.
Dar cum l-a cărat? Sunt curios. The Last of Us Left Behind. Ah, what the fuck? Și acum jucăm cu ea. Atunci când l-a lăsat pe Joel acolo. Deci l-a lăsat pe Joel înăuntru, în magazin. Și a s-a dus să caute bandaje și chestii. Și jucăm din perspectiva ei de atunci. Cât de tare e! Și până la urmă chiar îmi place ideea. N-am gloanțe la pistol. Deloc. Vreun zombie pe aici. Sper că nu, că nu am cu ce să mă apăr. Deja i-am auzit. I-am... Clickeri? Foarte posibil să fie clickeri. Și e iarnă, că ninge. Cred că avem niște cărămiți, ceva la dispoziție. Farmacia acolo. Pe cât facem noi pariu că va fi plină de clicări. Nu știu, așa mi-am impresia. Într-un timp de asta cu apocalipsă și chestii, farmaciile aș crede că sunt primele care sunt lutate de oameni. Da. Pentru că medicamentele sunt cele mai importante. Bine, medicamentele și mâncarea. Mâncarea și apa. Dar medicamentele în special. Prea găsim chestii. A, de fapt, dacă țineți minte în povestea originală, ea nu găsește nimic. Pentru că își ia medicamentele de la tipii ăia dubioși care o prind pe urmă. Deci noi acum căutăm, dar până la urmă eu știu care e rezultatul. Dar e interesant că poți să vezi din perspectiva ei. Mi se pare genial gândit acest DLC. Și practic leagă povestea de... Deci momentul ăla în care noi nu am mai văzut ce s-a întâmplat și a trecut peste. Și a trecut exact în momentul în care ea vâna iepurașul. Deci în perioada aia noi acum putem să vedem ce s-a întâmplat. Nu. Pare că nimic pe aici. Episoadele din DLC probabil vor fi un pic mai scurte, pentru că din câte am zis DLC e foarte scurt. E ceva de genul 2-3 ore maxim. Așa că dacă fac tot episoade de o oră ceva, termin doar 2-3 episoade. Așa că aș vrea să facem mai multe. O să vedem. Poate o să explorez un pic mai mult. Bun, deci la farmacie până la urmă n-am găsit absolut nimic. Aș putea să sar acolo, nu mă lasă. Pe acolo nu e nimic. Doar să mă întorc. Sau e o poartă aici. Nope, și nu te lasă să treci pe poartă. Hai să mă mai uit odată în farmacie, să știu eu că am luptat absolut tot ce era de luptat. Bine, luptat. Am verificat, pentru că, bine, că n-am găsit nimic. Mă uit prin fiecare colțișor. Mai sunt jocuri de genul în care trebuie să te uiți în fiecare colțișor. Dacă... Nu ești atent o secundă, ai pierdut ceva. Și știu, am pierdut foarte mult loot în povestea principală. Mi-ați spus mulți, mi-a dat un hint. Ok, până la urmă aici era. Please, read, pharmacist went crazy. 35, 30, 31. Please get him help. Locks him in the American Princess store next door. Bun. Deci farmacistul a nebunit.
cineva l-a blocat în magazinul următor, de lângă farmacie, și a zis că are nevoie de ajutor. Da, nu știu cât de mult ajutor i-am putea da noi, dar hai să vedem. Princess, American Princess aici. Chiar există magazin de genul ăsta unde au doar păpuși. Fără glumă. Aici îmi zice hold. Eu apăsam de multe ori. Cred că e cum era la Joel, trebuia să faci mușchi. Shit spores. Dar vezi că ea respiră acești spori și nu realizează că de fapt e imună. Că s-ar fi transformat în zombie de acum, dacă respira sporii. Nu observ niciun zombie prin zonă. Uite-l. Holy fuck. Oh, nu. Nu prea îmi place asta, Ellie. Oh. 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 Chiar că fac. Dar nu știu ce note. Ăsta era farmacistul. La fel e interesant să vezi cum... cum au arătat aceste persoane înainte, deci așa arăta el și așa arată acum. Vreau să arunc cu aia. Dar, da. Cum au ajuns aceste persoane să arate din cauza mutațiilor. Fuck, uite că vin zombie. Dar știe să treacă zombie pe dedesubt? Nu cred. Ar fi prea de tot, frate, să știe să... Deci el nu, practic nu vede să meargă, da? E clicker. Și să știe el să vină pe dedesubt pe aici, nu cred. Ia, shh. Knife. Superb. Mai e altul? Nu mai e. Cel puțin sper să nu mai fie. Nu știu de unde a venit ăla. Îmi place până acum DLC-ul. E super tare. Îmi place că, într-un fel, continuă povestea. Sau nu continuă povestea, dar umple unde nu era poveste. Noi aici l-am lăsat pe Joel. Am luat o cheie. Hai puțin, la ce am luat cheie? M-am întors înapoi, dar trebuia să... Cum am realizat? Mă tot gândeam la cât de tare e DLC-ul încât... M-am întors înapoi, dar am realizat că aveam o cheie acum. Ar trebui să fie... în farmacie acolo. Zona pe care putem să o deschidem. Și având în vedere că doar farmacistul avea cheia, poate să fie plin de medicamente. Yep. Găsi ceva medicament? Oh, nu. E gol. Fuck. Un elicopter de armată, uite, și e cu... Să-mi încarc bateriile. E cu semnul ăla de cruce, înseamnă că are medicamente în el. Cum ajungem acolo? Pe aici, oare? Și asta o cale. Niște chestii craftat pe aici. Poți să craftezi și cu ea. N-ai atât de multe chestii cum ai cu Joel și bineînțeles nici la arme n-ai atâta mare selecție cu armele, dar
E ok. Ne mai suntem într-un mall ceva. Am găsit ceva bandaj măcar. Avem nevoie de ceva să-l coasem. Și n-am găsit încă. Hai că antibiotice și asta știm de unde le găsește, dar alea de cusut, de unde le ia? Probabil din elicopterul ăsta. Hop. Ah, și combină povestea cu ce s-a întâmplat înainte să se cunoască cu Joel. Tare. That was close, huh? You got fast there. I'm impressed. Thanks. Well, come on. Up we go. Okay. Deschidem și noi lanterna și să mergem. How did you find them? The fireflies? Yeah. Remember that firefly you bit and stole his gun? Yeah, I remember him. That's Trevor. I saw him walking down the street, so I tailed his ass. I follow him into this alley, and all these fireflies ambush me. They took me right to their hideout. To Marlene. Oh, Marlene. Were you scared? Terrified. I thought this time she would actually shoot me. But instead, she just says, what took you so long? She was expecting me. And she just made you a firefly? Something like that. That whole almost killing me thing was a test. She wanted to know I was committed. Oh. Hai și noi. De ce nu se duce? Așa. Hai, Ellie. Nu e așa curajoasă cum e în momentul în care e cu Joe. Atunci a trecut prin mai multe chestii. Nu știu unde s-au dus ele. Uite, Firefly, semnul de Firefly. Have you found the light yet? Oh, har har. Oh, I'm sorry, I didn't mean to offend your people. So what? You buy into this whole thing now? All I know is that I'm not a soldier. Okay. Zice că ea nu e soldat. Oh, de cum arată orașul ăsta? You've run into more infected? As part of my initiation, they actually made me COVID. Interesant. Ia uite și ora și ăsta prăbușit. Știți că la începutul jocului tot de deși și Joel tot printr-un oraș similar era, se în apropiere de unde e Ellie. Interesant. Oricum nu trebuie să ne vadă ăștia la armată, că n-avem voie să facem asta. Deci după o anumită oră nu te lasă să ieși din casă. Ellie. That was the first thing I asked my mom. She wants you safe at that stupid school. I'm not even supposed to come see you. Why does she care? She's worried I'll get you into trouble. Hey, remember the first time I brought you here? What are you doing here, Riley? Liberty Gardens. Boston. Ok, deci sunt în Boston, ei. Trebuie să fie ceva, un fel de mall. Și așa arată. Postere la filme. Dawn of the Wolf. Fever Dream. Ce mai e pe aici? Tata Dawn of the Wolf. You know, I got them back. Our water guns? Chiar, pistole cu apă, doamne. Ați avut și voi pistole cu apă când erați mici? Sau poate încă mai aveți? Doamne, ce mă jucam cu alea. Exact ca în imaginea aia arătă-o. Adoram să mă joc pistole cu apă. I can't believe Winston's gone. You heard? Yeah. Do you know how it happened? They said he just fell off his horse. Heart attack or something. Man,
Well, how many people get to die of natural causes in this world? None that I know of. Exactly. So, let's see what he left us. Să vedem ce ne-a lăsat. Tipul ăsta care a murit aici. Aparent era un tip care se cunoșteau ele. Ai găsit ceva? Ce vezi tu acolo? Nu trebuie să căutăm și noi. Da. What? Poză. Is this Winston? Man, guy used to be handsome. Bingo. Awesome? Ah, băutură. Ah, cred că reject. More for me. Cheers, Winston. Ceva whisky? La vârsta ei, dar până la urmă e apocalipsă, adică nu le mai zice nimeni să nu facă ceva. Poate să facă ce vor ele. What happened to Princess? I assumed after Winston died they took her. Poor horse. A avut și un căluț. De cum s-au prăbușit străzile și totul. Nu cred, ai cum să treci pe acolo? Interesant, cu el trebuie să ții apăsat și cu Joel trebuia să fac mușchi, să apăs butonul de multe ori. Bine că nu te-ai dus, te făcea praf aia. Da, cea mai bună variantă asta. Te duceai pe acolo, te făcea praf. Acolo nu avem cum să trecem. Văd aici o variantă. Hey Riley. You know what? I'll get you up and over. See if you can unlock it from the inside. Good call. Facem aceeași mecherie pe care o făceam cu Joel. Vezi că gameplay-ul e exact același, doar că e altă poveste. Riley, ești ok? Cred că mi-a deschis ușa. Oh, fuck. You dick, there's two times today. Ce tare, e un magazin ăsta cu Halloween. Pentru Halloween. Spooky. Riley, perfect. Mască. Da, de ce nu? Bagă-ți și tu o mască, Ellie. Ia uite-o. Ce tare. Trebuie să faci roar. Roar? Ce roar a fost ăla? Pe bune? A, trebuie să-ți ia pe... A, trebuie să faci... Acum facem mușchi. Ha. Nu prea e bine să faci gălăgie, dar să se distrează și ele. Până la urmă copii, adică trebuie să te gândești la chestia asta. Doar că ele s-au născut pe timpul apocalipsei, ele nu știu cum era lumea înainte. Pentru ele, asta e lumea. Așa s-au născut. Prima sunt surprinși. De cum era lumea înainte. Li se părea normal cum trăiam noi și cum trăim noi de obicei acum. Da, nu mă impresionezi. Ok, avem o ușă. Ce? Ok.
Pe bune, vrei să spargi geamurile la mașini? Loser has to answer a question. No sarcasm. What is this, truth or truth? Se joacă spărgând geamurile mașinilor. Nu, pide, like, eu dacă aș fi în locul lor, n-aș face asta pentru că gălăgie maximă. Fuck. Dă-mi și mie o cărămidă. Poc. E cărămida mea. Poc. Iată-mă, am ia toate cărămizile. Perfect. Și mai avem unul. Pac. Bine, mai e unul sus de tot, ăla de sus. De ăla de acolo. Le-am spart pe toate, cred. Mai e vreo unul? Ah, e unul aici. Fuck! Nu! Am dat pe lângă. Și... hai. Bine! Ia vând de trofei. Fucking master! My car had tougher windows. Yeah, whatever, loser. Alright, question time. I'm scared. Why did you leave? Why did you lash out? Did Marlene mention my mom? De ce ai plecat? Okay. Why did you leave without telling me? Și nu i-a spus nimic. I was in a weird space. Look, I didn't tell anyone. N-a spus nimănui că pleacă. It wasn't just anyone. Was I? No, it's just... you gotta see this thing and we're almost there. Come on. Vrea să ne arate ceva special. Și nu i-a răspuns la întrebare de ce a plecat. What are we doing here? This is creeping me out. Chiar că e creepy. You know how we thought they only powered certain areas of the city? Yeah. Follow me. Sper să nu fie ceva zombie pe aici. Dar de fapt știți că la sfârșitul jocului a zis că de prietena e cea mai bună și până la urmă a fost mușcat amândouă. Și prietena ei s-a transformat și ea nu. Asta e povestea. Deci, da. Ok, și că am putea da curent zonei. Ia uzi. Wait, so the whole mall is lit up? Let's go find out. De ce nu? Și am aici că ar fi curent în tot mall-ul. You ready to see this? Wait, I know what you're trying to do. And I'm really glad that you're not dead. I mean, I'm glad that we're back together and I didn't mean it. All that stuff I said before I left. I didn't mean any of it. Okay. Cred că s-au certat înainte să plece. You're such a sap. Bet you started it. Oh man. Hai să vedem ce se ascunde acolo și ce a vrut să ne arate. Totally. Sunt curios. Hmm? Ce e acolo? Și ne dă înapoi și nu aflăm ce e acolo, sunt curios acum. The fuck? Și am ajutat cu ea să vedem cum ajunge ea la elicopterul ăla de salvare. Bun,
cam atât cu episodul ăsta din The Last of Us Left Behind. Dacă v-a plăcut și vreți să continuăm, nu uitați să apăsați butonul de like. V-am zis, probabil episodul ăsta va fi un pic mai scurt, dar e din cauza că DLC-ul e foarte scurt și vrem să facem mai multe episoade. Oricum, ne auzim data viitoare. Pa, pa!